Consilierul local rădăuțean Florin Mirel Preda a fost exclus din PSD în urma ședinței Comitetul Executiv al Organizației Municipale Social-Democrate din Rădăuți. Pentru excludere au votat 14 membri, iar împotrivă 11. Președintele PSD Rădăuț Nistor Tătar a precizat că decizia va fi înaintată biroului permanent județean al PSD pentru validare, iar după parcurgerea etapelor de contestații, Florin Preda ar urma să-și piardă calitatea de consilier local. Nistor Tătar a menționat că Florin Preda a fost exclus pentru abateri de la statutul și disciplina de partid.